Încă din timpuri preistorice, teritoriul de astăzi al Franței a reprezentat o răscruce comercială importantă, dar și o zonă expusă numeroaselor invazii. Tocmai datorită acestui dute-vino, pe acest teritoriu s-au așezat trei grupuri etnice europene, celții, latinii și teutonii. Aceștia s-au amestecat de-a lungul secolelor pentru a alcătui populația de astăzi a Franței. În vremea romană, Franța a fost denumită Luteția. Răscolită de năvăliri, cuceriri, alianțe și trădări, revoluții, ghilotină, regat și republică, anexări și pierderi de teritorii, dar și cu o importantă colecție de colonii, Franța și-a scris una dintre cele mai tumultoase istorii din Europa. Zbaterile s-au liniștit după cel de-al doilea război mondial și s-au terminat în deceniul al VI-lea al celui de-al doilea mileniu, când în 1958 în Franța s-a construit o democrație prezidențială rezistentă la instabilitate, bazată pe experiențele altor democrații europene. Astăzi, Franța este una dintre cele mai moderne țări din Europa. În ultimii ani, reconcilierea și cooperarea cu Germania au transformat cele două țări în motorul Uniunii Europene, care a condus la apariția zonei euro în 1999. Destul de puternic atinsă de criză, Franța și-a diluat puțin rolul de lider european după 2009-2010, cedând supremația europeană Germaniei. Dacă istoria i-a fost tumultoasă, darurile naturii i-au rămas la locul lor și cu grijă, talent și pricepere, poporul francez le-a conservat și le-a pus în valoare. Darurile pe care Dumnezeu le-a trimis Franței sunt neprețuite. Munți cu creste acoperite de zăpadă, câmpii întinse și mănoase, mii de râuri care străbat un teritoriu vast, care la sud beneficiază de briza mării Mediterane, iar la vest de curenții și flux-refluxul Oceanului Atlantic, un dute-vino care transformă în câteva ore peninsulele în insule și invers. Un spectacol magnific, un regal. Valoarea estetică a Franței este datorată reliefului său, care face să succeadă, fără ostentație, coaste line, câmpii întinse și munți împânziți de parcuri naturale. Sunt numai puțin de 31 de astfel de parcuri în care turistul avid de drumeție se poate plimba în voie pentru a uita de aglomerația din marile orașe. Iar dacă trecerea se dorește a fi lină, din munți se poate coborî în minunata regiune Provence, unde satele înconjurate de câmpuri de lavandă par niște decoruri din basme, dacă nu cumva aromele gastronomiei locale te trezesc la realitate și te lovește dintr-o dată pofta de mâncare. Dacă Paris este capitala Franței și martora celor mai importante momente ale națiunii franceze, un oraș pentru care nu ți ajunge o lună pentru a spune că ai vizitat majoritatea monumentelor, muzeelor și arterelor importante, există și alte orașe și locuri în care fie natura, fie oamenii le-au transformat în adevărate nestemate. L'Albi, Amiens, Bourges, Chartres, Reims, Rouen sau Strasbourg putem admira măreția catedralelor gotice. Palatul papilor de la Avignon și grota lui Bernadette de la Lourdes ne poartă pe un vechi drum al pelerinilor. Castelele de pe Valea Loirei, de la Fontainebleau sau Versailles, ne arată cum au trăit monarhii și nobilii Franței. Abația de la Mont Saint-Michel ne conduce către poarta dintre prezent și viitor. La Saint-Malo descoperim locul unde trăiau adevărații corsari ai mărilor, iar la Monte Carlo, Nisa sau Saint-Tropez pășim pe străzile în care s-au plimbat actrița Brigitte Bardot, scriitorul Somerset Maugham, geniile artei cubiste Pablo Picasso și Marc Chagall, regizorul Jean Cocteau sau actrița Grace Kelly, cea care l-a fermecat pe prințul monegasc Rainier al III-lea
devenind prima doamnă a Principatului de Monaco. Să fii la fel de fericit ca Dumnezeu în Franța este un vechi proverb german care are la prima vedere o umbră de ironie, dar care explică în doar câteva cuvinte de ce această țară binecuvântată de Dumnezeu este cel mai vizitat loc de pe planetă. Iar pentru toate aceste bucurii ale privirii, ale auzului și gustului, francezii au găsit expresia cea mai potrivită: joie de vivre, bucură-te de viață, de ceea ce vezi în jurul tău, vorbește cu semenii tăi oriunde te afla, mănâncă, iubește și roagă-te să revii în Franța.